Problema este că un premier S-o păia de bucurie Că noi dăm 6 miliarde Numai pentru că asta a înfundat pe la, nu înțelegeți, să e ticăloșia da, 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 corect Asta este că până, El era bucuros, zice Bă, el cred că și-a dorit să pierdem Pentru că zice, dar nu se poate Domnul Turcescu, n-ai voie de un punct de vedere Electoral Când ești la putere Să sac sacrificai țara Chiar și campania dusă de noi din februarie era în favoarea lor, de-aia a fost o minune, afirme. Păi noi spuneam că pierdem, pentru că, atenție, nu încoate, noi n-am spus că numai că pierdem. Bă, nu știu, cum, zică, cum, zice avocata, că noi eram așa prăbușiți psihic și am zis pe Nu! Atenție, campania începută de Antena 3 pe 31 ianuarie la ordinul lui Ciolacu, da. și continuată a doua zi de Digi, altă televiziune, și campania lui Ciolacu era aceasta. Noi pierdem din cauza. Încă o dată, noi pierdem și folosea Da, și au luat la rând. Deci era deja. Păi nu, 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 nu. nu. asta adică adică era... că nu era numai da. asta. Uh -huh. Ei spuneau așa, noi pierdem și noi plătim șase miliarde la, 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 din cauza lui Cioloș, dar și a ONG-urilor. Era cea mai mare lovitură dată societății civile. Că pregăteau deja imaginile când aia protestau. Spunea, bă, noi am fost obligați pentru că ăștia au luat cu tare, cu tare. Deci asta era ticăloșia.